Salmul 26 pentru luminarea minții, întărire și mângâiere în suferințe. Acesta este unul dintre cei mai frumoși psalmi ai lui David și foarte bogat în semnificații duhovnicești. Din punct de vedere terapeutic, psalmul 26 acționează ca un tonic pentru cei deznădăjduiți din pricina încercărilor și, în același timp, ca un balsam mângâietor pentru cei care suferă din cauza unei boli sau a unei probleme. Este de asemenea o rugăciune folositoare pentru luminarea minții și întărirea în ispite și încercări. Semnificații vedem din acest psalm că cel care își pune nădejde în ajutorul lui Dumnezeu se arată biruitor asupra tuturor săgeților celui viclean, care încearcă prin diferite stări, Întristare, neliniște, deznădejde, mâniere, teamă, supărare, cârtire să ne îndepărteze de Dumnezeu și de ajutorul Lui. Cei bolnavi sunt întotdeauna ispitiți să cârtească, să se mânie sau să-și piardă răbdarea. Ori acest psalm tocmai aceste lucruri le combate. David ne învață să ne rugăm cu credință și să ne lăsăm pe mâna cea tare și puternică a lui Dumnezeu, care ne va lumina mintea să putem desluși tainele proniei sale, și să înțelegem că toate suferințele prin care trecem au scopul de a ne căli, de a ne întări în credință și de a ne vindeca de diverse patimi care se află în noi. Psalmul 26 este o rugăciune plină de nădejde, care arată a tot puternicia lui Dumnezeu și ajutorul lui nebiruit. Este utilă și celor care vor să se izbăvească de patima mâniei sau de războiul gândurilor și alte ispite. Iată frumusețea și rodul acestui psalm. Domnul este luminarea mea și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce-mi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. Cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei aceia au slăbit și au căzut. De s-a ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul lui. În vecii vecilor. Amin.